Deși au intrat în vigoare de mai puțin de două luni, atât părinții copiilor botezați în biserică, cât și tinerii cununați în fața lui Dumnezeu, au fost foarte încântați de noile certificate care le dovedesc apartenența religioasă. Fiecare eparhie personalizează aceste certificate în funcție de mai multe criterii. În bisericile aparținând Episcopiei de Vei și Hunedoarei, pe ambele certificate sunt trecute atât numele bisericii și al părintelui paroh, care oficiază slujba religioasă, cât și numele și datele primitorului și al nașilor. Aceste certificate reprezintă o atestare a săvârșirii acestei sfinte taine. Și ele servesc ca o confirmare a faptului că, la un moment dat, persoana respectivă sau tinerii au primit aceste taine ale bisericii într-o anumită biserică. Costă în plus față de botez sau de cununie? Au un preț? Nu au niciun preț, nu este vorba de un preț, este vorba de un dar pe care îl facem tinerilor, prin care aceștia să-și amintească momentul important, fundamental din viața lor, respectiv botezul și cununia. În cazul tinerilor care doresc să urmeze o școală de teologie, aceștia trebuie să își certifice apartenența religioasă, în cazul în care vor să îmbrace straie preoțești. Da, cei care doresc să urmeze o școală de teologie trebuie să aibă asupra lor un asemenea certificat de botez, prin care să confirme faptul că sunt botezați în credința ortodoxă, nu pentru a studia teologie, ci în eventualitatea în care vor deveni preoți. Pentru că teologia poate să fie studiată de către oricine, teologia ortodoxă, indiferent de apartenență confesională. În cazul în care unul dintre enoriași are nevoie de un astfel de act care să îi ateste cununia sau botezul în fața lui Dumnezeu, de la parohii se poate elibera o astfel de adeverință pe baza registrelor în lipsa acestor certificate. Fiecare biserică are de sute de ani registre în care sunt trecuți enoriașii botezați, cununați și decedați, un fel de registru al comunității.